pașaport COVID, o mizerie, o ticăloșie, o discriminare făcută în favoarea companiilor farmaceutice care vor să vândă mai mult, cu complicitatea statelor. Vă spun eu, în calitate de persoană care s-a vaccinat, de ce statele să nu se opună acestei discriminări și să nu interzică discriminarea societăților de transport, companiilor care fac fitness, care organizează spectacole și așa mai departe. Cum este posibil ca statele să devină complicii companiilor farmaceutice?